în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Cel care a primit harul lui Dumnezeu, cel în viața căruia s-a manifestat harul mântuitor al lui Dumnezeu, va avea întotdeauna nădejde și va privi înspre Domnul Iisus Hristos. Știu că tocmai ce a terminat 1 Petru, dar la începutul cărții 1 Petru, Petru spune: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. La o nădejde vie. Un credincios adevărat întotdeauna va avea nădejde în viața lui. Nu înseamnă că nu va avea probleme. Nu înseamnă că nu va avea pericole de înfruntat. Nu înseamnă că nu va avea parte de prigoniri. Și ne uităm la Pavel, care tocmai a trecut prin toate lucrurile acestea, pentru că dacă ne uităm în Fapte, capitolul 17, la modul cum Pavel pleacă din Tesalonic, el pleacă fiind persecutat, izgonit de acolo. Și în ciuda acestor lucruri, el spune aceasta: tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Nu este orice fel de nădejde, nădejdea pe care o are creștinul. Este tăria nădejdii sau răbdarea nădejdii. Este nădejdea care produce răbdare, care produce perseverență în viața noastră.